Afară au avut șansa să demonstreze care sunt mai bune, dar nu în business, ci în sport. Festivalul Multisport Corporate Games, desfășurat în 22 de țări, a avut loc pentru prima dată în România. Participanți din 60 de corporații s-au întrecut în 14 competiții sportive, promovând astfel o viață sănătoasă și activă. Hai colarul 2, hai colarul 2, întoarceți, vă rog, barca! Primul festival de jocuri sportive Corporate Games, organizat în România, a adunat peste 3.000 de sportivi amatori, angajați ai marilor corporații mondiale. Ei s-au întrecut timp de 3 zile în 14 sporturi: atletism, badminton, basket, biliard, bowling, fotbal, înot, tenis de câmp și de masă, poker, volei, karting și dragon boat. Corporate Games is about tourism, business and lifestyle. When you compare the size of what we've done here in Romania to the Olympics. In the Olympics this year, there'll be 7,200 participants. Now, we had 3,000 here. So, next year, we may get to the same size as the Olympics. Și asta pentru că românii iubesc sportul. Ne place să facem mișcare și ne place să fim în competiție. Și cu siguranță se va dezvolta mișcarea sportivă în România, mișcarea sportivă de amatori. Atenție! Corporate Games este mai mult decât o competiție sportivă. Festivalul aduce mai aproape membrii unei companii. Această competiție îmbină mai multe concepte la un loc. Team building pentru companii, prin faptul că inamicul este mutat în afara companiei respective, pentru că sunt mai multe companii care practic participă la același team building. În al doilea rând, există un potențial foarte mare de networking între membrii diferitelor companii. Și, așa cum spune și logo-ul nostru, practic, Sport for Life, da? Deci sport pentru viață și viață prin sport. Costul festivalului a fost de 300.000 de euro. Dacă previziunile pentru anul viitor se adeveresc, organizatorii vor să investească până la 1 milion de euro în promovarea sportului în România.